împreună cu colegii din club, am hotărât ca această conferință de presă, anul acesta, să o facem după evenimentul nostru, care a avut loc pe data de 29 noiembrie, respectiv a 7-a ediție a balului de caritate Lumina Inimilor, pentru că am considerat că după eveniment avem ceva de spus. Și iată-ne acum aici să vă spunem cam care a fost rezultatul la tot ce s-a întâmplat împreună cu dumneavoastră. După cum știți, noi ne-am propus cu adevărat un proiect ambițios. Deja cred că v-am obișnuit cu proiectele noastre din ultimii ani, pe linie de sănătate. Au fost proiecte în care noi ne-am implicat, proiecte în care noi am avut mare susținere și zic eu că împreună cu toți oamenii de bine am demonstrat că se poate. Cred că și anul ăsta o să reușim să facem același lucru și pentru că, așa cum spuneam, proiectul nostru a fost mai mult decât un proiect ambițios în acest an și evenimentul pe care l-am organizat a fost pe măsura proiectului propus. Adică ne-am dorit să fie un bal la care să participe cât mai mulți oameni și să avem cât mai mulți oameni care să ne sprijine. Și vreau să vă spun cu mare mândrie și cu mare bucurie că noi considerăm că am reușit. Și nu pot să trec peste un moment care mie mi se pare foarte important, un lucru pe care țin neapărat să-l adresez la tot ce înseamnă mass media vrânceană. Noi vrem să vă mulțumim pentru suportul pe care mi l-ați acordat. Am știut dintotdeauna că sunteți un formator de opinie. Am știut dintotdeauna că sunteți cei mai buni mediatori. Am știut dintotdeauna că facem parte din societate. Noi nu ne-am îndoit niciun moment că nu vom avea susținere în tot ceea ce a presupus organizarea acestui eveniment. Ceea ce ne-am dorit s-a întâmplat, adică noi scopul ni l-am atins. Din momentul în care am reușit să tragem o linie și să ne facem niște calcule, în paralel am pornit și o campanie de a aduna oferte pentru ceea ce ne-am propus să facem la centrul de transfuzii. Aseară împreună cu colegii am alocat și un buget în care să sperăm că reușim să ne încadrăm. Dar vreau să vă dau doar câteva cifre mari. Cum vă spuneam, până la sfârșitul anului mai avem încă promisiuni. Suma pe care noi am reușit să o adunăm se situează în jur de 35.000 de euro. În banii aceștia, vreau să vă spun, deja sunt niște bani pe care noi i-am alocat de anul trecut pentru un alt proiect destinat tot Spitalului Județean într-un parteneriat cu un club Rotary din Statele Unite. Ei sunt gata să vină cu o sumă considerabilă, dar trebuie să avem și noi o sumă cu care să participăm. Practic, va fi un global grant pe care îl vom derula împreună cu ei, dar știți cum este, ei vin cu un aport atâta vreme cât noi putem să le demonstrăm că avem și noi partea noastră cu care putem să susținem acest proiect. Planul nostru a fost ca urgență maximă să revenim cu picioare pe pământ, acele congelatoare pentru a depozita și a ține cartea timp de 6 luni. Necesarul nostru este mai mare, dar minimum am spus că ar fi de 3 congelatoare. Aceste congelatoare, odată sosite în centrul de transfuzie, solicită cam trage după ele și o urgență, altă urgență maximă, prezența unui generator. S-a întâmplat faptul că au fost aceste cutremure și au creat căderi de tensiune. Ne-au speriat și mai tare, deci am pus iar pe primul plan prezența acestui generator.
împreună cu doamnele de alături am făcut un calcul și, într-adevăr, cred că ne încadrăm în suma care ne-ați alocat-o și cu care pentru care mulțumim, de fapt, tuturor celor din județul Vrancea. Cele trei congelatoare, ce vorbeam cu doamna doctor Hanță ieri, un congelator, dacă am reținut-o bine, ne asigură stocarea a 300 de pungi de plasmă. Deci, prin aceste trei congelatoare, deci, reușim 900 de pungi să păstrăm. Și de ce acest lucru? Doamna doctor din modestie nu ne-a spus lucrul ăsta, dar pe parcursul timpului, de când am luat hotărârea în club, ca acest proiect, noi l-am numit chiar un proiect strategic, având în vedere că noi suntem într-o zonă seismică. Și de când s-a luat hotărârea, de aproape 2 luni de zile, tot am vizitat-o pe doamna doctor și tot o am luat amănunte, nefiind eu în specialitate, dar un om informat e un om puternic întotdeauna. Și având în vedere că noi suntem în Uniunea Europeană de Cazare, noi trebuie să respectăm normele pe care ni le impune Uniunea Europeană. Deci, de ce spunea doamna doctor că, într-adevăr, e nevoie, proba de sânge devine validă de la a doua donare. Atunci devine validă, doamna doctor. Da. Bărbații au voie să doneze la 2 luni. Am venit și am donat astăzi ca bărbat. Mi se analizează proba, se păstrează. Eu nu pot veni ca bărbat mai devreme de 2 luni. Femeile vin la 3 luni. După a doua recoltare, după a doua analiză, atunci proba devine validă. Și din această cauză ne trebuiesc spații pentru stocarea acestei plasme.